Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spun de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint buletinul știrilor de astăzi. Doi făgărășeni candidează la șefia Spitalului Municipal. Actualul manager Laurean Ghețea are un contracandidat, medicul Nicolae Cârstea. Concursul se desfășoară în perioada 5-15 decembrie 2014, iar cei doi concurenți sunt testați de o comisie de specialitate. După finalizarea examenului se întocmește clasamentul candidaților care au promovat toate probele și a obținut media finală de cel puțin 8. Manager va fi persoana clasată pe primul loc. La Spitalul Municipal Aurel Tulbure din Făgăraș se organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere. Alături de actualul manager Laurean Ghețea, de profesie economist, în competiție s-a înscris și medicul făgărășan Nicolae Cârstea. Sunt medicul Nicolae Cârstea, sunt absolvent al Institutului de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca. Am o vechime în domeniul sanitar de aproape 30 de ani, cu stagiatură făcută la Spitalul Clinic Județean Timișoara, cu specialități în medicină de familie făcută la Spitalul Clinic Fundeni, medic specialist în medicina muncii obținută la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, cu primariat în medicină de familie obținut la Cluj-Napoca în 2000, primariat în medicina muncii obținut la Universitatea Carol David. În prezent lucrez ca medic medicina muncii în Spitalul Municipal Făgăraș, cabinet de medicina muncii. Concursul se desfășoară în perioada 5-15 decembrie 2014, iar cei doi concurenți vor fi testați de o comisie de examinare condusă de președintele Consiliului de Administrație de la Spital, avocata Violeta Hutopilă. Concursul prevede un test grilă, prezentarea unui plan de management pe termen lung și viabil pentru spital, având în vedere că unitatea sanitară este în prezent îngropată în datorii ce se cifrează la suma de 2.300.000 de lei, și un interviu. Ce îmbunătățiri vrea să aducă în activitatea spitalului medicul Nicolae Cârstea prin planul său de management? Reorganizarea spitalului astfel încât compartimentarea să fie mai compactă și adresabilitatea bolnavilor la diferitele servicii să fie cât mai ușoară, facilă. În urma testării, nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7. După finalizarea etapelor de concurs, se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală de cel puțin 8. Numirea în funcția de manager al spitalului public se face prin ordin al Ministrului Sănătății pe o perioadă de maximum 3 ani. 2 milioane de euro este suma ce trebuie recuperată de fisc de la societatea Nitroporos Făgăraș, fostul combinat chimic. Datoriile colosului industrial nu se opresc însă aici. Sume foarte mari s-au acumulat în ultimii ani, iar în prezent 40 de creditori își revendică facturile neplătite, datoriile însumând 38 de milioane de euro. Producția pe platformă este oprită încă din luna mai, dar muncitorii vin încă la serviciu pentru întreținerea și paza instalațiilor. Combinatul chimic Nitroporos din Făgăraș, parte a grupului Interagro al miliardarului Ioan Niculae, are 40 de creditori care au de recuperat un total de 168 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 38 de milioane de euro. Printre aceștia se numără Direcția Finanțelor Publice din Brașov, care figurează la categoria creanțelor garantate cu 9,3 milioane de lei de recuperat, dar și Tinmar Ind cu 760 de mii de lei, Linde Gaz România cu 210 mii lei și mulți alții. De asemenea, Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro are creanțe de 257.000 de lei de recuperat, iar la categoria salarii 111.000 de lei. Tot la creanțe salariale figurează și Inter Agro SRL printr-un contract de cesiune de creanță încheiat în data de 29 octombrie 2014 cu suma de 1,1 milion de lei. În septembrie, miliardarul Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, anunța că cele două combinate chimice
cel din Făgăraș și cel din Victoria, nu vor fi redeschise prea curând. Virometul însă încă funcționează. Produce doar cleiuri și rășini, nu și metanol. Cauza acestei decizii este prețul ridicat al gazelor naturale. Prin intermediul Viromet Victoria, care a achiziționat activele societăților de pe platforma Nitramonia Făgăraș, grupul Interagro a înființat pe platforma chimică societatea Nitroporos în anul 2008. Combinatul are ca obiect principal de activitate producția de îngrășăminte chimice. Părintele Arsenie Boca a fost comemorat astăzi de elevii Liceului Teologic din orașul nostru. Învățăturile sale sunt carte de căpătâi pentru oricine, cu atât mai mult pentru cei care se pregătesc să devină slujitori ai bisericii. Un sfert de veac s-a împlinit astăzi de când părintele Ardealului a plecat la ceruri. Făgărășenii îi cinstesc memoria și cred în minunile sale săvârșite chiar dincolo de moarte. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, un preot îndrăgit de către toți credincioșii din România. S-a născut la 29 septembrie 1910 în localitatea Vața de Sus, județul Hunedoara. Între 1929 și 1933 urmează cursurile Academiei Teologice din Sibiu și Institutul de Bele Arte din București, frecventând în paralel cursuri de medicină. În 1940 a intrat în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde a fost preot și stareț. Din 1948 slujește la mănăstirea Prislop din Țara Hațegului până în mai 1959, când a fost scos pe nedrept din mănăstire în timpul prigoanei comuniste. După pensionare în 1967, a pictat vreme de 15 ani la Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Drăgănescu, județul Giurgiu. S-a stins din viață în 28 noiembrie 1989 la Sinaia și mormântat în cimitirul mănăstirii Prislop, loc de pelerinaj pentru credincioși. Astăzi a fost comemorat de elevii Liceului Teologic Sfântul Constantin Brâncoveanu din Făgăraș. Am hotărât să facem o activitate în școală, pentru că, așa cum se știe, părintele Arsenie este considerat părintele Ardealului, Sfântul Ardealului, și atunci, noi fiind liceu teologic, era important ca să subliniem acest eveniment. Am început prin a face un parastas împreună cu sfinții părinți, colegii noștri, domnii profesori, părinți la capela liceului. Acum vizionăm un documentar legat de viața și de activitatea părintelui Arsenie, iar la sfârșit fiecare elev, un reprezentant, un elev din fiecare clasă a liceului teologic, de la 9 până la 12, va prezenta fiecare câte una din minunele părintelui Arsenie. Arsenie Boca este considerat ocrotitorul Ardealului, iar faptele sale sunt adevărate exemple pentru făgărășeni, de la cei de vârstă adultă care merg în pelerinaj la mănăstirea Prislop, unde este înmormântat, și până la cei tineri aflați pe băncile școlii. Această zi este foarte importantă, întrucât în această zi a murit părintele Arsenie Boca, acum 25 de ani, el fiind o personalitate foarte complexă și cunoscută pentru minunile sale. El este considerat Sfântul Ardealului, dar cu toate acestea vin creștini din toată țara la el la mormânt în această zi. La catedrala din Făgăraș există un altar amenajat special pentru Sfântul Ardealului, unde credincioșii se pot ruga. Oamenii împovărați de griji și nevoi spun că minunile săvârșite de Arsenie Boca vin către ei și dincolo de moarte. Biblioteca municipală este deschisă în această noapte iubitorilor de lectură. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment organizat la nivel național, iar făgărășenii participă cu un program special de muzică și poezie, expoziții și vizionări de filme. Biblioteca Municipală din Făgăraș desfășoară evenimentul Nocturna Bibliotecii. Făgărășenii iubitori de lectură au parte de o noapte albă, pentru că a început acest eveniment cu prezentarea volumului Verbomahia poetului Andrei Vremir. Apoi scriitorul și publicistul sibian Ion Onuc Nemeș susține o prelegere despre cartea lui Andrei Pleșu, intitulată Frumusețea uitată a vieții. În această seară invităm pe făgărășeni să participe la derularea evenimentului național Nocturna Bibliotecii. Noi am conturat un program cu totul special, sperăm să suscite o atenție deosebită. În timpul programului se vor citi poezii, se va cânta la orgă și nai și se va continua cu expoziție handmade în tehnica decupajului. Cei prezenți mai pot revedea o emisiune difuzată de Postul Pro TV în cadrul programului România Te Iubesc despre satul Șona, iar seara se încheie cu vizionarea filmului artistic Ținutul Umbrelor. La acest eveniment participă elevii ai școlii gimnaziale Ovid Însușeanu, ai liceului teologic Sfântul Constantin Brâncoveanu și ai colegilor Radu Negru și doamna Stanca din Făgăraș. Ziua Națională a României se sărbătorește luni 1 decembrie la Făgăraș.
Programul cuprinde un ceremonial religios cu depunere de coroane de flori, spectacol folcloric pe scena montată lângă statuia doamnei Stanca și retragerea cu torțe a militarilor garnizoanei Făgăraș. Festivitățile dedicate evenimentului se desfășoară în zona cetății și a casei de cultură, unde traficul este restricționat. Ceremonial militar și religios cu depunere de coroane de flori la Troița Eroilor și la Monumentul Rezistenței Anticomuniste, retragerea cu torțe a militarilor și spectacol de muzică populară. De asta o parte făgărășenii luni 1 decembrie de Ziua Națională a României. Festivitățile dedicate momentului încep la ora 15 în zona cetății. Evenimentul va începe la ora 15 luni 1 decembrie. Se va desfășura un moment religios, moment militar religios, care va culmina cu o defilare. Evenimentul se va realiza în perimetru cetății Făgărașului. Vom continua cu un program artistic al unităților de învățământ. Tema alocată pentru spectacolul elevilor o reprezintă 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, după care va pe scenă plasată în fața casei municipale de cultură se va desfășura un program folcloric cu artiști făgărășeni, ansamblul Făgărașul, încă un reprezentant al muzicii folclorice, după care aproximativ în jurul orei 17:30 va avea loc retragerea cu torțe. În oraș se simte deja atmosfera de sărbătoare, mai ales că peste tot pe arterele principale flutură steagul tricolor. Pentru buna desfășurare a festivităților, luni 1 decembrie, mai multe străzi din centrul orașului vor fi închise circulației rutiere între orele 15-18. Traficul este restricționat pe străzile Republicii, Tăbăcarii Vechi, Mihai Viteazu, Baia Comunală la limita cu strada cetății, dar și prin fața casei municipale de cultură. Principalul jurnal de știri de astăzi de la Făgăraș se încheie aici. Programele noastre sunt postate și pe internet, pe site-ul impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, luni 1 decembrie sărbătorim împreună pe Nova TV Făgăraș cu o ediție specială dedicată Zilei Naționale a României. Rămâneți cu noi, urmează emisiunea Plus și Minus. La revedere!